Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Drumul național 76 de la Deva spre Brad le dă mari bătăi de cap șoferilor. Și asta deoarece și aici se lucrează de luni bune, iar pe lângă faptul că pe întreg tronsonul au fost amplasate semafoare, se mai circulă și pe o singură bandă. Conducătorii auto care sunt nevoiți să tranziteze zilnic acest tronson de drum trebuie să fie înarmați cu răbdare. De aceeași calmitate și răbdare trebuie să dea dovadă și localnicii care, din cauza săpăturilor efectuate, nu prea mai au acces spre locuințe. Drumul care duce către Brad este într-o continuă reparație. De acest fapt au de suferit pe lângă șoferi și localnicii, care din cauza lucrărilor ce se desfășoară pe una dintre benzile de mers, nu au pe unde să mai intre în locuințe. Tronsonul pe care se desfășoară aceste lucrări este de aproximativ 31 de kilometri, iar firma constructoare este cea care reabilitează și podul de la Șoimuș, mai precis Selina Group. Practic, per ansamblu, proiectul de reabilitare are menirea de a schimba cu totul partea carosabilă. Dar până se va întâmpla acest lucru, probabil mulți șoferi vor mai avea nervii întinși la maximum pentru 30 de kilometri de șosea. O nouă categorie de autovehicule va fi introdusă pe lista celor scutite de plata timbrului de mediu, conform unui proiect de act normativ adoptat de Senat. Propunerea legislativă a fost aprobată inițial de guvern luna trecută. Autovehiculele folosite de unitățile din sistemul administrației penitenciare vor fi exceptate de la plata timbrului de mediu. Se arată într-un proiect de lege adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Inițial, executivul a aprobat proiectul în cursul lunii mai și apoi l-a transmis Parlamentului. Concret, măsura este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 3 din ordonanța de urgență numărul 9/2013, privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Aceasta va contribui, potrivit comunicatului transmis de guvern luna trecută, la o degrevare a bugetului Administrației Naționale a Penitenciarelor. În urma aprobării de către Senat, proiectul de lege va fi transmis Camerei Deputaților, care se va pronunța asupra acestuia în calitate de cameră decizională. Deși anul trecut minerii care au plecat de la minele ce se închid s-au putut recalifica în meserii cu cerere pe piața muncii, anul acesta colegii lor nu mai au permisiunea celor de la Uniunea Europeană. Singura lor soluție este să accepte să urmeze un curs la agențiile locale de șomaj, diferența fiind făcută tocmai de Forul European, care nu a mai dat bani pentru reconversia profesională. Peste 200 de oameni pleacă acum de la minele neviabile din Petrila, Paroșeni sau Uricani, dar dacă nu ies la pensie, atunci nu se pot recalifica profesional. Conducerea societății de închideri de mine susține că vina le aparține celor de la Uniunea Europeană, pe care i-au și notificat în acest sens, însă deocamdată fără rezultat, asta chiar dacă mai sunt bani. Noi am trimis o notificare către Ministerul Energiei, notificare care a trecut de Ministerul Energiei și se află în lucru la Consiliul Concurenței. Acea notificare cuprinde și acest element de reconversie profesională care a fost prins în decizia Uniunii Europene până în 2014, iar sumele alocate reconversiei profesionale nu s-au cheltuit în totalitate și am dorit prin această notificare ca și în anii viitori aceste sume să fie relocate până în 2018, să beneficieze toți oamenii de aceste sume de reconversie profesională. Cei care s-au disponibilizat anul trecut au făcut cursuri de recalificare și chiar au acum meserii cerute și căutate pe piața muncii. Am avut meserii foarte diverse anul trecut, începând de la strungari, frezori, instalatori, până la inspectori SSM, specialiști pe resurse umane, ghid montan. Chiar am avut câteva grupuri de meserii inedite pentru această activitate de reconversie profesională și care nu s-au regăsit în anii trecuți în planurile firmelor de reconversie profesională. Din păcate, acum minerii disponibilizați, care au toți în jur de 45 de ani, nu pot decât să meargă la agențiile locale de calificare și acolo să urmeze ca șomeri cursurile de calificare oferite de aceștia și care sunt pentru meserii ca zidari, montatori pereți rigips, lucrători la drumuri ori asfaltatori. Odată cu venirea căldurii s-a trezit la viață și vipera comună, iar dacă aveți în plan o drumeție la munte, aveți grijă. O zi de distracție se poate transforma în doar câteva clipe într-un coșmar, dacă aveți ghinionul să vă întâlniți cu acest șarpe veninos.
Medicii hunedoreni recomandă celor care au în plan o drumeție la munte atenție maximă. În multe zone de pe teritoriul județului Hunedoara trăiește și vipera comună, care poate fi periculoasă în această perioadă. Și în cursul anului trecut au fost înregistrate în județ cazuri de mușcături de viperă. Anul trecut au fost înregistrate 6 cazuri de mușcături de reptilă, 5 au fost internate la Spitalul Județean Deva și unul la Spitalul din Hațeg. Toate au primit tratamentul corespunzător, deci nu s-au înregistrat decese. Până la această oră, în județul Hunedoara nu am avut raportate niciun caz de mușcătură de viperă. Mușcătura de viperă impune efectuarea de urgență a unui vaccin antiviperin, iar dacă în anii trecuți exista în județ un număr redus de doze cu acest ser, acum toate unitățile sanitare dețin așa ceva, doar la spitalul din Brad nu există vaccin antiviperin. Noi, Direcția de Sănătate Publică, am trimis încă de la sfârșitul lunii aprilie o adresă către toate spitalele pentru a ne da stocul de vaccin ser antiviperin, care este utilizat în tratamentul mușcăturilor de viperă, și ne-au răspuns toate spitalele, cu excepția Spitalului Brad. Toate spitalele care au servicii de urgență sunt dotate cu acest ser antiviperin. Specialiștii ne spun și ce trebuie să facem în cazul în care suntem mușcați de viperă. Dacă totuși am fost mușcați de o reptilă pe care poate nu o putem recunoaște, este bine să știm câteva lucruri. Întotdeauna să avem și o sticlă de apă la noi, apă potabilă, să spălăm imediat rana, să încercăm și să exprimăm un pic, să iasă sângele. În niciun caz să nu sugem sângele, pentru că putem să introducem veninul în aparatul digestiv, deci putem să ne facem mult mai rău. Să punem un garou deasupra mușcăturii viperei, ținând minte ora la care am pus garou, pentru că întotdeauna un garou trebuie să fie desfăcut periodic pentru a nu face necroză la nivelul țesuturilor, și clar să avem telefonul celular, să sunăm la 112 sau numărul salvamontului, care este 0 salvamont. Totodată, nu plecați niciodată în sandale pe munte, ci cu bocanci. Efectuați mereu un control vizual al zonei în care urmează să pășiți. Loviți ușor vegetația cu un băț înainte de a păși, astfel ca șarpele să poată fugi din calea voastră. Și nu plecați niciodată singur pe munte, pentru că în caz de accident să aibă cine să vă acorde primul ajutor. Odată cu venirea căldurii, organismul uman este supus unor încercări grele. Din acest motiv, nutriționiștii ne dau câteva sfaturi despre ceea ce ar fi bine să consumăm și ce ar trebui să fie scos din alimentația noastră de zi cu zi pentru a face față mai ușor temperaturilor ridicate. În zilele fierbinți de vară este bine să aveți grijă cum vă hrăniți și de unde vă cumpărați mâncarea pe care o consumați. Atunci când este foarte cald, bacteriile se înmulțesc mult mai repede, iar riscul toxi-infecțiilor alimentare este mai mare decât în oricare altă perioadă a anului. Renunțați la fast-food-uri, salamuri, conserve și alte preparate de acest gen, cât despre mâncărurile grase sau picante. Nu recomand mâncărurile picante și grase în perioada aceasta caniculară. În perioada caniculară recomand multă apă plată, apă cu lămâie, iaurt cu salate, iaurt cu fructe. Nu este necesar consumul grăsimilor în această perioadă, că este foarte cald și apar bolile cardice. De asemenea, există și suplimente alimentare care vă pot ajuta să treceți cu bine peste această perioadă caniculară. Recomand ca supliment tonic cardio, care conține ingrediente miere, propolis, muguri de sânge, uleiuri esențiale, salvie, lavandă. Recomand de 3 ori pe zi, după mese, câte 2 lingurițe. Cei mai mulți preferă să pregătească acasă mâncărurile preferate, iar piața este plină de fructe și legume proaspete pe care le puteți consuma ca atare sub formă de sucuri sau în salate. Dimineața, spre exemplu, castraveți, ardei și o bucățică de carne de curcan. Asta e meniul dimineața.
și la amiază diverse. De exemplu, astăzi nevastă mea face fasole, la care felul 2, nu știu ce mă adaugă acolo, cu pește, pește, foarte mult pește consumăm. Încerc să beau mult apă și legume și fructe, foarte multe. Salate mai mult, foarte cald, și fructe. Salată de roșii cu brânză, cel mai bun. Și nu uitați, evitați alcoolul și consumați cât mai multă apă sau sucuri naturale. Finala celei de-a doua ediție a concursului de cultură generală Citești și câștigi și-a desemnat câștigătorii. După o luptă strânsă cu un punctaj de 31-25, elevii Colegiului Național Decebald din Deva au ieșit învingători, pe locul 2 clasându-se elevii Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni. Confruntarea finală a fost palpitantă, a fost o luptă strânsă până la ultima întrebare. Concurenții s-au dovedit a fi bine pregătiți, s-au mișcat cu ușurință prin toate întrebările, fie că a fost vorba de personajele lui Shakespeare, de muzica lui Bob Marley, dar și a lui Mozart, sau fie că au fost întrebați despre mari invenții sau despre personaje mitologice. Am încheiat astăzi cu emoție și bucurie a doua ediție mai amplă, pentru că s-a adresat tuturor colegiilor și liceelor din județul Hunedoara a unui concurs de cultură generală Citești și câștigi, concurs inițiat și organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu-Suceava Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara. Atmosfera concursului a fost electrizantă, în spatele echipajelor s-au aflat colegi, profesori, toți își încurajau echipa și s-au bucurat împreună de victorie. Concursul a fost câștigat de Colegiul Național Decebald din Deva, pe locul 2 s-a clasat Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni, iar locul al treilea a fost ocupat de Colegiul Național Iancu de Hunedoara din municipiul de Pecernă. De fiecare dată când concurează elevii noștri, avem emoții și noi profesorii lor. Astăzi a fost un concurs foarte serios, un concurs de cultură generală. Am fost în finala unor competiții foarte strânse care au avut loc pe parcursul întregului an, un concurs foarte greu și iată că am câștigat. Am țintit încă din prima etapă să câștigăm, însă fără îndoială a fost cea mai grea confruntare de până acum și am avut emoții, adevărat, dar asta face câștigul și mai frumos. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici la finală și sunt bucuros pentru faptul că am condus echipa spre victorie. A fost o victorie la care nu ne-am așteptat, a fost ceva absolut minunat și ne bucurăm de această experiență minunată prin care am învățat mai multe, ne-am descoperit pe noi, ne-am descoperit calitățile, defectele, punctele forte, punctele slabe și, da, per total a fost o experiență minunată. De la început am mers cu ideea să ajungem cât mai sus. E bine că am ajuns până în finală, am plecat de dimineață cu gândul să câștigăm finala, dacă vorbim doar de ziua de azi. Nu s-a întâmplat așa, nu e nimic. Cei care înving întotdeauna continuă când iau bătaie, deci este bine și așa, dar la anul vom fi mai puternici și vom câștiga. Premiile puse în joc au fost deosebit de atractive. 3 trofee pentru locurile 1, 2 și 3, 8 biciclete pentru locul 1, 8 tablete pentru locul al doilea, 8 telefoane mobile și 8 cartele telefonice pentru locul al treilea. La acestea s-au adăugat cărți și diplome pentru toți participanții. În plus, la finalul festivității de premiere a avut loc o tragere la sorți a premiilor surprize, cei norocoși primind din partea sponsorilor o tabletă, un aparat foto, un birou, 5 invitații de 2 persoane la Aqualand în perioada 15 iunie-15 septembrie 2015 și 3 polițe de asigurare în caz de accident. Concursul de cultură generală Citești și câștigi ediția a doua a fost organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu-Suceanu Hunedoara Deva în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar al Județului. În continuare vă invit să urmăriți grupajul de știri pe scurt. Primăria municipiului Hunedoara va distribui la Casa de Cultură din localitate biletele de călătorie gratuite, aferente trimestrului al treilea din acest an, în perioada 15 iunie-10 iulie, în zilele de luni până vineri, între orele 8 și 14. De aceste bilete beneficiază pensionari, persoane fără venit, persoane cu handicap, asistenți personali și însoțitori ai persoanelor cu handicap, văduve necăsătorite ale veteranilor de război, cetățeni de onoare ai municipiului Hunedoara, deportați, veterani de război, refugiați, deținuți politici, revoluționari, urmași de eroi martiri. Persoanele beneficiare trebuie să se prezinte cu actul de identitate, legitimația de călătorie și înscrisurile care atestă calitatea pe care o au în copii și în original.
În iunie 2014 a fost înființat la inițiativa Bibliotecii Județene Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva colțul chinezesc. Înființarea acestuia a reprezentat o etapă nouă în colaborarea dintre Instituția de Cultură și Institutul Confucius din Sibiu. Aici se organizează cursuri de limbă și cultură chineză, aproximativ 190 de cursanți în anii 1 și 2, filiala fiind bogat dotată cu cărți, dicționare, reviste, DVD-uri cu tematică axată exclusiv pe limba, cultură, civilizația și tradițiile chinezești. Pentru a veni în întâmpinarea dezvoltării Institutului Confucius cu scopul de a facilita promovarea studiului și aprofundării limbii chineze, a civilizației și culturii chineze în lume, pentru ca această limbă să fie cunoscută cât mai bine în afara spațiului Chinei, Institutul Confucius a lansat programul Bursa Institutului Confucius. Acest program va sponsoriza cursanți străini oferindu-le prilejul de a studia în renumite universități din China. În acest an, 3 cursanți care au frecventat cursurile susținute la filiala numărul 5, colțul chinezesc din cadrul Bibliotecii Județene Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva, au obținut bursa Institutului Confucius în China. Biblioteca Județeană Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva încă din anul 2013 organizează cursuri de limbă și civilizație chineză, cursuri care se bucură de un succes deosebit. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează în perioada 11-12 iunie 2015 sesiunea anuală de comunicări științifice a muzeului. Lucrările sesiunii vor debuta joi, 11 iunie, la ora 9:30, la sediul muzeului din Palatul Magna Curia, cu deschiderea oficială care va cuprinde, pe lângă locuțiunile de rigoare și alte manifestări științifice. Este vorba despre 3 lansări de carte și vernisarea unei expoziții. Campioană și câștigătoarea Cupei și Supercupei României la fotbal în sală în precedentele 2 sezoane, gruparea Auto Bergamo Deva se pregătește intens pentru a câștiga alte trofee, chiar dacă începând din sezonul viitor nu se va mai baza pe cei mai buni dintre jucătorii cu care au obținut cele mai bune performanțe. Campioană și câștigătoare a Cupei și Supercupei României la fotbal în sală în precedentele 2 sezoane, gruparea Auto Bergamo Deva se pregătește intens pentru a câștiga alte trofee, chiar dacă începând din sezonul viitor nu se va mai baza pe cei mai buni dintre jucătorii cu care a obținut cele mai bune performanțe. De curând, gruparea deveană s-a despărțit de 4 dintre cei mai importanți jucători de futsal din România, frații Robert și Cristian Matei, Robert Lupu și portarul Vlad Iancu, toți fiind la final de contract. În ciuda acestei stări, patronul grupării Auto Bergamo Deva, Dorin Popa, anunță că echipa sa se va bate pentru supremație și în viitor, însă clubul își va schimba strategia radical. Clubul Auto Bergamo Deva va demonstra că este un club serios, va face performanță în continuare, nu se termină lumea, s-a terminat un ciclu, cum am mai spus, începe alt ciclu. Ce înseamnă un nou ciclu? Înseamnă lotul schimbat undeva în proporție de 70%, schimbarea stilului de joc, schimbarea managementului, pus accent pe caracter, pe viață sportivă, în primul rând, tehnic vorbind, un joc în forță, agresiv, în viteză, modern și mai mulți componenți în lot. Deci asta va fi în primul rând. Toate acestea, cum am mai spus, nu pot să le facem, să le putem face singuri. Pentru asta mulțumim în urma discuțiilor domnului primar Petru Mărginean, conducerii Consiliului Județean. Deci asta nu ca o, cum să zic, o laudă. Nu putem face fără dânsii. Pentru a umple locurile libere din lot, Auto Bergamo Deva a obținut deja semnăturile a 2 jucători internaționali și un antrenor principal și se află în discuții avansate cu alți futsaliști. Începând din sezonul viitor, vor îmbrăca tricoul alb-vișiniu portarul Andrei Grigoraș și jucătorul Adrian Pânzaru, iar de pregătirea echipei se va ocupa Marius Pârciu. De ce a ales Auto Bergamo Deva? Am ales că e un club mare. A fost campioana României, acum a câștigat cupa, vrem să un pas înainte pentru mine. Avem gânduri mari când venim la Auto Bergamo. Întotdeauna au fost pretenții, au fost gânduri multe și mari și noi sperăm să facem treabă bună. Deținătoarea Cupei României, Auto Bergamo Deva, va debuta în sezonul 2015-2016 pe 26 august la Cluj-Napoca în Supercupa României, partidă în care va înfrunta pe campioana României CTS Târgu Mureș. Ce valori termice prognozează meteorologii pentru ziua de astăzi? Aflăm chiar acum din rubrica Meteo.
Astăzi, temperaturile se mențin ridicate, însă spre după amiază este posibil să apară averse însoțite de descărcări electrice. 25 de grade se vor înregistra la Petroșani, Petrila și Uricani. 27 de grade vor fi la Hațeg, iar la Orăștie, Gioagiu și Brad vor fi 28 de grade Celsius. Maxima zilei de 30 de grade se va înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. Și în reședința județului Hunedoara va fi cald astăzi, însă sunt anunțate și furtuni. Maxima zilei va fi de 30 de grade Celsius. Știrile dimineții continuă cu horoscopul zilei realizat de Andrei Sora. Aspectul astral al zilei este prilejuit de sextilul soarelui cu Uranus. Berbec, vă veți arăta maisteți, abil și adaptabil, veți avea succes în activități ce țin de studiu, evaluări și călătorii. Veți dispune de o ingeniozitate grozavă și de o inventivitate pe măsură. Taur, vi se preconizează unele posibilități neașteptate de succes material, așadar vor fi unele evenimente chiar bune legate de bani. Totodată, în această zi, veți întâmpina și unele întâmplări destul de stranii. Gemeni, vă veți arăta mai solidar, demn și încrezători în sine, îi veți domina ca prezență cu facilitate pe cei din jur. Se arată și unele evenimente și activități mai neobișnuite alături de prieteni. Rac, vă veți prezenta mai sensibil și mai interiorizați, însă mult mai profund și milostiv în plan emoțional. Încercați să nu vă autoizolați, în plan profesional se potrivi unele ocazii surprinzătoare de ascensiune pe scară ierarhică. Leu, este o zi de bun augur pentru activități și evenimente care implică prietenii și amicii. Se poate arăta și un fericit ajutor din partea unui prieten. Mai poate apărea și o călătorie neprevăzută sau o veste mai stranie. Fecioară, se arată o zi chiar foarte bună în plan profesional. Se prea poate să vă atingeți într-o bună măsură mai toate obiectivele propuse. Atenție însă la un minor risc de accidente ori incidente. Balanță, beneficiați de astre favorabile pentru chestiuni care presupun călătorii și emancipare spirituală. Se arată o zi cu noroc și pentru aceia care urmează o formă de învățământ, iar în cuplu se observă situații noi. Scorpion, veți avea o zi mai bună în plan bănesc. Totodată vă veți arăta mai ambițioși, mai practici și mai pragmatici. La locul de muncă veți munci mai inteligent și veți aduce și unele inovații de proces. Săgetător, este o zi minunată pentru chestiuni care implică dragostea și viața de cuplu în general. Totodată este un moment foarte prielnic pentru a oferi teme noi în relația cu persoana dragă. Capricorn, la locul de muncă veți fi admirați pentru eficiența și dăruirea voastră. Relațiile cu colegii vor decurge în sensul dorit de voi, iar sănătatea în general vă va oferi semne de îmbunătățire. Vărsător, astrele vă relevă o zi formidabilă pentru distracții și evenimente recreative. Astfel, puteți da chiar și o petrecere. În dragoste, beneficiați de o susținere astrală deosebită. Veți fi și foarte inventivi și inovativi în gândire. Pești, se arată o zi cu înțelegere și ajutorare în viața familială. Puteți dispune și de unele modificări sau amenajări ale căminului. În ceea ce ține de bani, fiți pe fază la unele oportunități bunicele de câștig. Cu aceste informații încheiem primul jurnal de știri al zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi excelentă. La revedere!